Deși a învins acasă cu 6-0 în ultima etapă a sezonului regular din Liga 4 de fotbal Hunedoara pe Inter Petrila, calificat în Final Four, Șoimul Băiți a ratat accederea în această fază a competiției. Acolo a ajuns Gloria Giurgiu, care a câștigat pe teren propriu cu 4-0 în fața Dacei Orăștie. Astfel, Giurgiu termină sezonul regular pe 3 și se alătură în turneul final care va desemna reprezentanta județului Hunedoara în barajul de promovare în eșalonul superior, primelor două clasate, retezatul Hațe care a bătut cu 4-0 la CSM 2 Deva și CSM Vulcan care a făcut scorul campionatului 14-1 acasă cu Victoria Călan, alături de ele fiind și Petrila. Băița va juca în turneul pentru locurile 5-7 alături de Călan și CS2 Hunedoara, care a câștigat cu 6-0 meciul de acasă cu Minerolul Ricani. În urma înfrângerii de la Giurgiu, Orăștia va juca în turneul pentru locurile 8-10 alături de Deva și Uricani. Turneele finale vor începe pe 30 aprilie, până atunci urmând a se disputa meciurile din sferturile fazei județene ale Cupei României, câștigătoarea trofeului urmând a fi decisă pe 11 iunie la Petroșani. Este întrerupt campionatul atât la Liga 4 cât și la Liga 5. Avem programate meciurile din sferturile de final ale Cupei României. Sunt 7 echipe din Liga 4 și o echipă din Liga 5, Măgura Pui, care se va lupta pentru un loc în semifinala Cupei României, etapa județeană. Se va juca meciul dintre Măgura Pui cu CSM Mihai Viteazul Vulcan. În același timp sunt programate încă 3 jocuri, Inter Petrila cu Victoria Călan, Șoimul Băița cu Dacia Orăștie și derbiul rundei, să zic așa, este Gloria Giurgiu cu retezatul Hațec. Semifinalele? Semifinalele luna mai, iar finala ne dorim să o programăm și să o și putem organiza, bineînțeles, în data de 11 iunie. Cel mai probabil la Petroșani. Meciul Băița-Orăștie se va juca joi 21 aprilie de la ora 17:45, iar partidele Giurgiu-Hațe, Călan-Petrila și Pui-Vulcan se vor disputa sâmbătă 23 aprilie cu începere de la ora 11. În ceea ce privește Liga a 5-a, Zrandul Crișor, după victoria de acasă cu 1-0 în fața celor de la Ponorul Vața, își păstrează avansul de 6 puncte în fața celei de-a doua clasate, Măgura Pui. Aceasta s-a impus cu 3-0 în deplasarea de la Lanterna Roșie Real Sfânt Andrei, iar echipa de pe poziția a treia, Unirea General Bertlu, a stat în etapa a 13-a.